Salutare, prieteni, bine ați la tutorialul video.info. Numele meu este Vlad și în tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum putem să ne găsim Android-ul în cazul în care acesta este aflat în modul silențios și nu mai putem găsi. Pentru început, în trecut v-am arătat câteva două aplicații cu ajutorul căruia puteați să vă găsiți telefonul în cazul în care se afla în casă și era în modul silențios. Însă foarte mulți dintre voi mi-a sugerat să vă arăt și o altă metodă. Hai să vă arăt. Pentru început va trebui să deschideți un browser. Și în momentul în care ați deschis un browser, aici va trebui să scrieți Android. Stați un pic, Android Device Manager. În momentul în care ați scris Android Device Manager, dați click pe primul rezultat și vă veți loga cu un contul de Gmail în care aveți activat device-ul înregistrat în Google Play. În momentul în care v-ați logat cu contul de Gmail din Google Play, bineînțeles, eu am făcut niște poze, vă va arăta ceva de genul numele telefonului și câteva opțiuni. Pentru început, dacă vrem, putem da click pe ring și telefonul va începe să sune. Dacă nu-l auzim sau nu este în casă și ne dăm seama de acest lucru, bineînțeles, îl putem bloca. Dăm click pe lock și va trebui să punem o parolă și de asemenea numărul de telefon plus recovery message pentru în cazul în care uităm parola respectivă și când găsim telefonul vrem să-l deblocăm. De asemenea, pentru a localiza în cazul în care observăm că telefonul nostru este dispărut, dăm click pe acest buton. Iar în momentul în care am dat click pe butonul respectiv, va apărea ceva de genul. Înseamnă că aici telefonul se află, motiv pentru care aici trebuie să-l găsim. Mai nou, acum v-am spus chestia asta, dar mai nou, dacă vrem, putem scrie pur și simplu lost phone pe Google. Dăm click pe enter. Și undeva aici avem, vedeți, o grămadă de opțiuni, find my lost phone, mă rog. În cazul în care vrem, without tracking app, putem să ne uităm aici, să vedem, să ne localizăm, de asemenea, vedeți că îmi și spune Dropbox, where's my phone, vedeți? Where's my phone, dar bineînțeles va trebui să vă localizați. Vă recomand să citiți acest articol, o să vi las în descrierea tutorialului pentru a arunca o privire. Bun, un tutorial cam scurt, dar sper că ați înțeles ideea. Deci cam așa faceți în momentul în care telefonul este pe silențios sau nu mai puteți găsi. Vă logați unde v-am arătat eu în Android Device Manager. Vă logați cu contul Google înregistrat pe contul de Google Play din telefon. Localizați, chiar sunați să vedeți unde e telefonul respectiv și totul ar trebui să fie ok. Bun, cam asta tutorialul. Sper că m-a ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii acest tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!